angajat la o cofetărie, visul meu de mic copil. Mi-a cerut prima oară CV. Dar n-aveam foi de alea A4, am scris pe foaie de la niște cârnați, mi-a dat doamna Geta vânzătoarea. S-a uitat ei pe CV, a zis că asta nu mai contează că avem nevoie de oameni. Ce știi să faci? Și-am zis, cum am învățat și eu, sunt un caracter entuziast, îmi place să lucrez în echipă, să îndeplinesc taxurile, în timpul liber citesc, joc șah, cu scale, du-te în spate la bucătărie, o psoală mare, usc să mestec un meleteu în oala aia să nu se prindă. Ap, făină, zahăr, cum face și ei torturile, mă înțelegi? Băi, tu mestecam în oala aia și mă gândeam, hai, Dioni, că rezistă, măcar o săptămână să ieși tu niște bani, că vreau să mă duc la mare și am nevoie de bani de transport, că în rest mă descurc, nu se pune problema dacă ajung acolo. Și cum mestecam eu cu meleteu, deodată v-a intrat o mâță în bucătărie. Vai de capul ei, jigărită, avea țâță de alea mari, cred că era gravidă, nici nu știu dacă știa cu cine a rămas gravidă. Mi-a fost milă de aia, mai aruncat una alta, ce era pe acolo? Era un moment dat o prins tu pe amâța, că era înfometată, tot își băga botul prin oale. Eu o trăgeam de coadă, ea iar suia, iarăși mai băga botul prin frișcă, eu o trăgeam de coadă. Și la un moment dat vine patroana, o grăsancă. Băi, Onică, dar ce faci aici? Și-a zis că trag mâța de coadă. Și-a zis, hoi de simțitule, mai și recunoști? Și-a zis că, păi, chiar asta fac, doamnă, o trag de coadă, ca să nu-și bagi botul în frișcă, în lapte, să dea microbi la client. Ce vreți, să o trag de buză? Băi, dai drum de aici, șave, că tu ești un pierd de vară, bun leneș, ești concediat. Să-mi scădute în pizda, mă, dar dați COVID la oameni, vă dau judecate la presă, minutul 1 la ziar de Iași, la BZI. Dăm banii, măi, pentru ce ți-am lucrat. Ce bani ai, că ai lucrat jumătate de oră? Și-am scădut, am lucrat jumătate de oră, dăm bani, cât vrei. Mi-am scădut 5 lei. Mi-a dat 5 lei, am ieșit din cofetărie, bine, mi-a luat o bere, mi-a luat două țigări la bucată. Dar am învățat o lecție din treaba asta. Nu mă mai angajez niciodată la capitaliști. Numai la bugetari, la stat, frate. Salariu, concediu. La IBM, la Apele Române, la Microsoft, care bagă la oameni chipuri în creier. Păi suntem 7 miliarde de proști în lumea asta. Vă dați seama, e serviciu stabil. Vai de mine, mici întreprinzători, susțineți economia românească. Și el îți vinde cârnațul cu 2 cartofi cu 50 de lei panoramele. Mă mai pune eu botul ăsta, pentru că sunt și alte opțiuni. Dacă n-ajung la Mamaia, în loft, unde îmi place mie să-mi fac talentul, mă duc în Grecia, mă duc în Bulgaria, mă duc în Croația, mă duc în Ungaria, la Balaton. Totuși să fac rost niște bani să ajung. Cât de trimis, mă trimit înapoi.